зовут Виталий Полевенко, директор ДВСР компании «Молодосик». Чи це не діаліна не між лучит, не опорот бініш, інка, ну, інка колаборем. А що команда, у персона є в фарті рецептиви, в фарті страдуїтуарі. Чим плаче то дюна, чи як орчі інтрибариш, са орчі проблеми, є сті дискутати дім пункт, ім примур ін позитив. Се фі тет позитив, пізимбіт, ші се фі якусь вчасно. Mă numesc Alexandru Lupșor, sunt manager dezvoltare și vânzări Chișinău în cadrul companiei Moldesig. Implementarea AMO CRM a început cu alte două etape până la implementarea sistemului și a fost vorba de auditul departamentului de vânzări. Au avut loc mai multe interviuri cu top managementul, cu agenții și operatorii, managerii de vânzări nemijlocit care lucrează cu clienții pentru a formula o idee despre toate procesele care au loc în departamentul nostru de vânzări. A doua etapă a fost regândirea anumitor procese. Etapa următoare a fost implementarea sistemului în baza proceselor pe care noi le-am definit împreună cu Alina. Alina, cunoscând deja din interior problematica și procesele care au loc în cadrul companiei, câteva pâlnii de vânzări în sistem au fost setate destul de operativ și lucrul a început practic din primele zile. Acum suntem în deplin proces de lucru, mai urmează careva cizelări poate, însă procesul este pus pe roate, deja personalul lucrează în AMO CRM. De ce am ales-o pe Alina și AMO CRM? Noi, de fapt, am avut mai multe variante în analiză. Unele din ele erau poate bune pe partea de soft, însă nu au avut, după părerea noastră, un lucru foarte important, suportul. Foarte mult contează, nu atât suportul tehnic, cât suportul intelectual, să spunem, a unei persoane care cunoaște ce înseamnă business procese, ce înseamnă vânzare, ce înseamnă un departament de vânzări și cum trebuie să funcționeze lucrurile interior. Și Alina este persoana foarte potrivită, un specialist bun, profesionistă și datorită ei, implementarea a avut loc destul de operativ și calitativ, aș spune. Este indispensabil una fără alta, adică nu pot exista un consultant fără ca să cunoască sistemul sau sistemul fără ca să aibă un consultant, un suport intelectual. Și asta a fost decizia noastră. Alina, desigur, și-a făcut bine meseria până acum, urmează să mai colaborăm în viitor. Cu drag o recomandăm persoanelor, companiilor care își doresc un sistem de relații cu clienții, unul bun, funcțional, care să fie pe înțeles, care să fie clar atât managementului cât și vânzătorilor. Și asta o poate face Alina.